Vă invit în această dimineață să ne unim inimile și împreună să spunem binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Domnul Iisus și Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin. Amin. Pentru bunătatea lui Dumnezeu care s-a revărsat pentru noi în această dimineață, vrem să spunem glorie Domnului Iisus. Ne-a dat viață în mădularele noastre. Avem ușile acestei adunări deschise să putem fi împreună și acesta este un har din partea lui Dumnezeu. Frați și surori, în această dimineață aș dori să ne oprim asupra acestui pasaj din Matei, capitolul 8, acest text care poartă titlul Potolirea furtunii. E un gând ce l-am primit din partea Domnului să îl aduc înaintea noastră a tuturor în această dimineață și doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să vorbească potrivit cu nevoia sufletelor și a inimilor noastre. Este un pasaj care vorbește despre un eveniment prin care au trebuit să treacă ucenicii Domnului Iisus și au ajuns să vadă și o altă latură a Domnului Iisus. Spune cuvântul Domnului că avea putere să facă minuni, să vindece. În textul acesta, în capitolul acesta, se vorbește despre vindecări pe care le-a făcut Domnul Iisus și ucenicii au intrat în contact cu minunile acestea pe care le-a făcut Mântuitorul. Însă nu știu cât de mult au înțeles ei despre divinitatea Domnului Iisus și autoritatea care o are El chiar și asupra naturii, chiar și asupra vânturilor, chiar și asupra furtunii. Și în pasajul acesta au făcut cunoștință și cu un alt mare adevăr, anume că Domnul Iisus are putere să poruncească chiar și naturii. Și spunem din toată inima, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Pasajul acesta vorbește despre credința în Dumnezeu și, dacă vreți, despre încrederea în Dumnezeu. De multe ori putem să facem confuzie între credință și încredere. De exemplu, toți care suntem în locul acesta, credem în Dumnezeu. Credem că există Dumnezeu. Credem că El a venit pe pământ prin Domnul Iisus să mântuiască sufletele noastre și pentru aceasta ne bucurăm. Însă, întrebarea se pune cât de mult ne încredem noi în acest Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, în cartea profetului Daniel, spune cuvântul Domnului un lucru interesant și se observă lucrul acesta, credința în Dumnezeu și încrederea în Dumnezeu. În Daniel capitolul 3, împăratul ridică o statuie în Valea Dura și cere tuturor oamenilor să se închine în fața acestei statui, dacă nu vor plăti cu viața lor. Și dintre toți oamenii care sunt acolo se găsesc trei evrei care nu vor să-și plece genunchiul înaintea statuii pe care a înălțat-o împăratul. Și ascultați aici cum se vede credința lor în Dumnezeu, dar cum se observă și încrederea lor în Dumnezeu. Spune capitolul 3, versetul 17. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. O credință mare în Dumnezeu. Dar ascultați cum lucrează și încrederea în Dumnezeu. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Oamenii aceștia nu doar că credeau în Dumnezeu, credeau că există Dumnezeul lui Israel, mai presus de orice Dumnezeu, dar se încredeau în Dumnezeul acesta. Și chiar dacă viața lor avea să ia o întorsătură nefavorabilă, în care aveau să sfârșească cu trupurile acestea, încrederea lor în Dumnezeu rămânea una stabilă. Frați și surori, doresc din toată inima, în vremea aceasta, bunul Dumnezeu să ne crească pe o treaptă mai aproape de El. Eu cred că toți care suntem în locul acesta, credem că există Dumnezeu. Credem în Dumnezeu care ne-a mântuit și ne-a făcut chemarea aceasta la sfânta pocăință. Dar întrebarea se poate pune personal în dreptul fiecăruia. Cât de mult ne încredem noi în acest Dumnezeu? Cât de mult credem noi că El veghează asupra noastră? Cât de mult credem noi că El ne poartă în carul Lui de biruință și orice se întâmplă, El veghează asupra noastră? Și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne încrească încrederea aceasta în Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, dacă aș putea să aduc un exemplu să ilustrez mai bine diferența aceasta, se spune că un mergător pe sârmă
făcea prezentare înaintea oamenilor de pe o clădire înaltă pe altă clădire și începe printr-o întrebare: credeți că pot să trec pe sârma aceasta până dincolo? Și pentru că oamenii știau că el se ocupă cu asta, a spus: credem că ai putea să treci. Și omul acesta trece de pe o parte pe alta pe sârmă și ajunge dincolo. Se întoarce înapoi și spune: credeți că pot să vin înapoi cărând și instrumentul acesta în mână? Și oamenii spun: credem că poți să faci lucrul acesta. Și omul acesta vine înapoi. Merge înapoi cu roabă și spune: credeți că pot să duc și roaba asta cu mine pe sârmă? Și oamenii spun: credem că poți, că am văzut că ai mers de două ori. Cine crede lucrul ăsta să vină aici în roabă, să-l trec dincolo. Și deodată n-a mai vrut să treacă nimeni. De ce? Pentru că ei nu mai aveau încredere că vor ajunge dincolo cu bine. Credeau că omul acela are abilitate să treacă, să-și țină echilibru, a cărat anumite obiecte, dar să-mi pune o încredere în el și să-mi risc viața, asta este un lucru prea mare. Vedeți dumneavoastră, așa se întâmplă de multe ori în viața noastră de credință. Noi am mărturisit credința în Dumnezeu, îl credem pe Dumnezeu că ne-a chemat din moarte la viață, însă în aplicația practică și în testele vieții, de multe ori ne lipsește încrederea în Dumnezeu. Și tocmai aceasta s-a întâmplat și cu ucenicii aceștia Domnului Iisus, care l-au văzut pe Domnul Iisus în postura de a face vindecări, de a face minuni. Însă n-au știut că Domnul Iisus are autoritate chiar și asupra naturii și au putut să vadă cum Domnul este stăpân peste toate. Pasajul acesta, frați și surori, pentru ei a fost unul care s-a întâmplat atunci într-un mod simplu, într-un mod clar, trecând cu corabia de aici acolo. Însă vreau să spun că pasajul acesta se aplică foarte mult în viețile noastre, pentru că a noastră călătorie pe pământul acesta este asemănată cu călătoria unui vapor care merge pe marea lumea acesteia și trebuie să ajungă la liman. Și de multe ori călătoria se face cu pericol. De multe ori se ridică valuri împotriva noastră. Se ridică amenințări care vor să fărâme corabia. Vor să distrugă familiile noastre. Vor să distrugă copilașii noștri. Vor să distrugă relațiile dintre soți și soții. Și barca aceasta este amenințată de valurile care se ridică împotriva ei. Însă în această dimineață am o veste bună din cuvântul lui Dumnezeu. Barca poate să ajungă până la capăt pentru că este Dumnezeu care are autoritate și asupra furtunilor și asupra vânturilor și vine cazurile și când vine cazurile, Dumnezeu este acela care veghează. Sunt prea mulți oameni care spun în vremea aceasta: nu mai pot să lupt, nu mai pot să merg mai departe, nu mai pot să mă înțeleg cu soțul și soția mea, nu mai mă înțeleg, copiii nu mă ascultă, nu mai știu ce să fac și corabia adesea pare să se scufunde. În această dimineață vrem să spunem să nu deznădăjduim că împreună cu noi este Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului Iisus. Lucrul cel mai important și lucrul cel mai decăpătâi, ca în barca noastră, la fel cum în barca ucenicilor a intrat Domnul Iisus, în barca noastră să intre El, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Știți că dacă intră Domnul Iisus, mergem mai departe? Știți că dacă intră Domnul Iisus, nu se scufundă corabia noastră? Au fost corăbii care s-au scufundat de-a lungul istoriei. Gigantul Titanic a ajuns o epavă pe fundul oceanului. Însă vreau să vă spun că în corabia în care urcă Domnul Iisus Hristos este corabia care ajunge până la capăt. În familia în care este prezent Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, e familia care ajunge până la capăt. Însă Domnul Iisus, frați și surori, vreau să spun în această dimineață, se urcă în corabia familiei mele și în viața mea dacă îi dau voie să vină. Nu mă forțează, ar vrea să vină cu mine și ar face plăcere să-mi conducă viața înspre împărăția lui Dumnezeu. Dar niciodată nu mă va forța, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu: iată, eu stau la ușă și bat. Și dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Domnul Iisus vorbește, șoptește inimilor noastre și vrea să călătorească pe drumul vieții împreună cu noi. Și trist este că de multe ori noi suntem aceia care nu vrem să-L acceptăm să călătorească în familia noastră. E trist lucrul acesta. V-ați putea imagina cineva care să refuze pe Domnul Iisus să călătorească alături de El? Noi toți spunem în această dimineață: Doamne, noi vrem să fii prezent în barca noastră. Noi vrem să fii prezent în familia noastră. Însă realitatea este că nu toți oamenii
Îl vor pe Domnul Iisus în barca lor și în barca familiei lor. Câteva versete mai devale, spune în versetul 34, când a trecut dincolo și Domnul Iisus a făcut minunea aceea de eliberare, toată cetatea s-a pus în mișcare, a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și l-au rugat să plece din ținutul lor. Să vină Fiul lui Dumnezeu în casa ta, în cetatea ta, să facă o minune extraordinară pe care nu o poate face omul și totuși cineva să spună, Doamne, pleacă de la mine. M-am tot gândit, Doamne, de ce le-ai împlinit dorința aceasta? Pentru că și Simon Petru odată a spus, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos, dar a insistat și a spus, Petre, eu te chem pentru că vreau să fac din tine un pescar de oameni. De ce oamenilor acestora nu le-ai mai dat șansa aceasta și ai plecat de la ei întristat? Pentru că toată cetatea a ieșit și a rugat pe Domnul Iisus să plece. Au văzut că prezența lui poate aduce pagubă în viața lor. Aduce pagubă în afacerile lor, în business-urile lor. Numai de vreme cu puțin timp s-au necat atâția porci și au considerat oamenii aceia că e prea periculos să fie Domnul Iisus în cetatea noastră, mai bine să plece și să ne lase în pace. Știți dumneavoastră că atunci când vine Domnul Iisus în familia mea și în corabia mea, El nu vine ca un simplu călător, ci El are pretenția să vină ca Domn și Mântuitor? Mărit să fie numele Lui. Oamenii când ajung la necaz, strigă către Dumnezeu. Și toți strigă către Dumnezeu, chiar dacă îl cunosc sau nu-l cunosc pe Dumnezeu. Toți au nevoie. Ajunge omul în fața unui accident și strigă către Dumnezeu să-l scape. Măcar că el nu are o relație cu Dumnezeu. Și de multe ori se întâmplă că oamenii nu realizează că Domnul Iisus, când intră într-o familie, într-o barcă, El nu intră ca o roată de rezervă care o punem acolo și când o să avem trebuință de ea, o să apelăm, o să schimbăm și o să mergem înainte. Dacă intră El, El intră ca și capitan al vasului nostru. El intră ca și cârmaci care conduce corăbioara mai departe. El intră ca acela care trebuie să aibă autoritate. Spunea cuvântul Domnului în Cartea Faptele Apostolilor în capitolul 5, când apostolii stau înaintea Sinedriului și trebuie să dea socoteală de ceea ce se întâmplă și apostolii vorbesc cu îndrăzneală împotriva poruncii pe care o primesc să nu vestească pe Domnul Iisus. Și spune ei, noi trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dar cuvântul Domnului spune în versetul 30, Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus pe care voi l-ați omorât, atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Dumnezeu l-a făcut Domn și Mântuitor. Oamenii ar vrea un Mântuitor, un Salvator, care să-i salveze în circumstanțele grele ale vieții. Care să fie acolo să aibă la cine apela. Când merge omul la operație, merge omul la o situație dificilă, tare bine să știe că este acolo un Salvator cu el. Însă vedeți dumneavoastră, apostolul îi spunea din partea Domnului Duhului Sfânt că acest Iisus pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, Dumnezeu l-a făcut Domn și l-a făcut Mântuitor. Și spun din toată inima, preamărit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Când vine Domnul Iisus în corabia mea, El vine ca Domn și apoi vine ca Mântuitor și vine ca și capitan al vasului. Suntem gata să-L acceptăm noi pentru lucrarea aceasta? Suntem gata să lăsăm ca El să preia controlul? Noi tindem să controlăm situația în toate aspectele vieții când ne confruntăm cu diferite situații. Însă Domnul Iisus vrea să conducă El situația. Doamne, ajută-ne Tu la lucrul acesta. În cartea Amos spune cuvântul Domnului un lucru tare interesant în capitolul 3, versetul 3. Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Când este vorba de o călătorie, oamenii se învoiesc și se organizează. Și dacă nu sunt prieteni, ei nu merg împreună. Și în călătoria aceasta a vieții, pe marea aceasta tulburată a vieții, înspre liman unde ne-am propus să ajungem, Domnul Iisus vrea să călătorească cu noi, dar Domnul Iisus nu poate să intre dacă nu există învoială aceasta în care omul să accepte ca Domnul să intre în corăbioară. Merg oare doi oameni la drum
fără să se învoiască, spune cuvântul lui Dumnezeu? Nu! Trebuie să existe această înțelegere și apoi Dumnezeu este acela care vine și controlează situația. Și de multe ori schimbă lucrurile în viața noastră în felul cum ne place. Vedeți dumneavoastră, a venit într-o împrejurare un tânăr la Domnul Iisus, un om care avea averi și a vrut și el să călătorească cu Domnul Iisus. Și a vrut să vadă ce trebuie să mai facă. Și Domnul Iisus îi dă o rețetă tare grea de împlinit. Du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci, ia-ți slujba, ia-ți crucea și vino și urmează-mă. Și omul acesta, întristat, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că avea multe posesiuni, a ales să nu mai meargă împreună cu Domnul. A plecat mai departe. N-a existat învoială aceasta. Spune cuvântul Domnului în pasajul acesta din Matei, capitolul 8, că un altul a venit la Domnul Iisus și a spus: învățătorule, vreau să te urmez oriunde voi merge, vei merge, vreau să fii cu tine, vreau să fii cu mine. Și Domnul Iisus îi spune: vulpile au vizuini și păsările cele au cuiburi, dar fiul omului n-are unde își odihni capul. Înțelegi că călătoria care trebuie să o faci cu mine nu e o călătorie în lux? Nu e o călătorie în care vei dormi la hotel sau la han, va fi o călătorie în care poate îți vei odihni capul pe o piatră ca Iacov de odinioară, va fi o călătorie în care poate nu vei avea de mâncare sau nu vei avea cele trebuincioase trupului acestuia. Chiar vrei să vii cu mine? Chiar vrei să mă urmezi? Și Domnul Iisus ne spune: vreau să vin cu tine, vreau să vii cu mine, dar vreau să înțelegi că atunci când călătorim împreună, să știi că eu sunt acela care sunt la cârmă și să știi că pot să vină și necazuri. Dacă Domnul Iisus a urcat în corăbioară, m-aș fi așteptat ca marea să fie liniștită. M-aș fi așteptat să nu se întâmple nicio problemă. Și totuși spune cuvântul Domnului că deodată s-a stârnit pe o mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Vin oamenii la mântuire, încep să călătorească împreună cu Domnul Iisus și la un moment dat ajung în necazuri. La un moment dat ajung să plătească un preț pentru credința lor și încep să-și pună tot felul de întrebări. Doamne, am crezut că dacă te voi urma, va fi diferit. Am crezut că dacă voi veni cu tine, nu vor mai fi încercări, nu vor mai fi furtuni. Cum de că îngădui tu ca în corabia mea să mai bată vânturi, să mai bată furtuni? Și este o realitate, iubiți frați și surori. Din momentul în care ne-am predat viața Domnului Iisus și am pornit în călătoria aceasta spre cer, să știți că nu suntem scutiți de încercări, nu suntem scutiți de furtuni și ele vor veni înspre corabia vieții noastre. Pentru că Domnul Iisus spunea lucrul acesta și apostolii reluau și apostolul Pavel spune în Cartea Faptelor Apostolilor, când se întâlnește cu oamenii, le spune că în împărăția lui Dumnezeu ei trebuie să intre prin multe necazuri. Fapte 14 cu 22. Deci da, apar și necazurile, apar și durerile și valurile vor bate în corabia noastră, chiar dacă este Domnul Iisus acolo. Și apostolii au experimentat aceasta, și bătăi, și închisori, și valuri care s-au ridicat, însă Dumnezeu era cu ei. Spune cuvântul Domnului Iisus foarte interesant aici, un lucru parcă care ne uimește și mai mult. Era acolo în corabie Domnul Iisus, a îngăduit să fie furtuna aceea și spune și el dormea. Era absent de situația aceea în care se găseau. De multe ori se întâmplă când trecem prin necazuri că Dumnezeu parcă nu răspunde. Era o poezie românească, Cer de plumb, în care nimica nu se mișcă deasupra tavanului în care ești. Și simți că rugăciunea câteodată nu-ți mai este ascultată. Simți că problema cu care te confrunți este atât de mare și nu poți să treci dincolo. Și simți că Dumnezeu tace și nu vorbește. Și se întâmplă exact cum s-a întâmplat cu ucenicii în pasajul acesta și Domnul Iisus dormea. Aparent este absent de situația cu care mă confrunt. Doamne, nu-ți pasă că pierim? Când Dumnezeu parcă nu vorbește în momentele încercării, avem tendința aceasta să vorbim și să blamăm pe Dumnezeu ca și cum nu ar fi în control. Și ucenicii, spune textul paralel din Marcu, s-au îndreptat către Domnul Iisus și a spus: Doamne, nu-ți pasă că pierim? Nu-ți pasă de viețile noastre? Vedeți dumneavoastră, de multe ori, când oamenii ajung în încercare, dacă n-au încredere în Dumnezeu, pot să vorbească ușuratic la adresa lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este o problemă. Doamne, dacă existi,
De ce ai îngăduit ca soția mea să se îmbolnăvească? Dacă exigi, de ce ai îngăduit ca al meu copil să treacă din viață? Vedeți dumneavoastră, felul acesta de a vorbi, de a lua la întrebări pe Dumnezeu, nu este un lucru bun. Pentru că Dumnezeu este oricum în control. Dar îngăduie să trecem prin necazuri, îngăduie să trecem prin încercări, îngăduie ca valurile să vină împotriva corabiei noastre și pare că El doarme. Pare că este absent de situație, dar știți că Dumnezeu este acolo. Însă mare grijă la felul cum ne raportăm noi la Domnul Iisus și cum vorbim noi de Dumnezeu în momentele acelea. Un om al lui Dumnezeu greu încercat ajunge să piardă totul. Și omul acesta, Iov, după ce pierde averea, după ce pierde copiii, și gândiți-vă că n-a fost ușor și nu cred că nimeni din locul acesta n-a trecut prin ceea ce a trecut omul acesta, Iov. Și în momentele acelea, spunem noi dintr-o perspectivă umană, putea să spună omului Dumnezeu, Iov, Doamne, unde ești? Doamne, mai existi? Doamne, de ce ai îngăduit să moară copiii? Doamne, de ce ai îngăduit să se întâmple atâtea? Dar omul acesta se smerește, se apleacă în țărână și în cenușă și rostește, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în țărâna pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Lui. Și mi-l imaginez în cer, pe Dumnezeu care stă cu pârâșul fraților noștri și spune, ai văzut, ți-am spus că este un om neprihănit, care se teme de Dumnezeu, se abate de la rău și Dumnezeu se lăuda cu omul acesta. De ce? Pentru că omul acesta chiar și în încercare putea să-L binecuvinteze pe Dumnezeu. E grea încercarea prin care treci, frate scump și soră dragă. S-ar putea să fie foarte grea. S-ar putea să nu te înțeleagă nimeni. S-ar putea să verzi lacrimi în așternutul patului tău și să spui, Doamne, oare mai ascult și rugăciunea mea? Oare când se întoarce băiatul meu acasă? Oare când se întoarce fata mea acasă? Oare când voi ieși din problemele acestea? Și pare că totul este blocat și rugăciunea nu trece dincolo. Și Domnul Iisus parcă doarme și este absent de situație. Chiar și în momentele acelea poți să spui, dar eu mă încred în Dumnezeu care are putere să lucreze. Știți că Dumnezeu este în control, frați și surori? În vremea aceasta în care trăim noi, când există atâta confuzie, când există atâta neliniște la nivelul oamenilor, când oamenii nu mai știu încotro să apuce și când nu mai au nădejde și își pierd mințile, știți că aceia care călătoresc împreună cu Dumnezeu pot să treacă mai departe și să fie biruitor, mărit să fie Dumnezeu. De ce? Pentru că în mijlocul corabiei există Dumnezeu care are putere să vegheze. Vedeți dumneavoastră, omul lui Dumnezeu, Pavel, călătorea la un moment dat înspre Roma cu corabia și la un moment dat trecuse și vremea postului. Pe mare s-au stârnit vânturile, s-au stârnit furtunile și corabia era amenințată. Au aruncat uneltele, au ușurat corabia să fie cât mai sigur pentru ei să-și păstreze viața și n-au mâncat, n-au văzut soarele, n-au văzut stelele, nici luna de 14 zile și erau oamenii aceștia atât de înspăimântați pentru viața lor. Dar în mijlocul lor era un om care era slujitorul lui Dumnezeu. Și omul acesta stătea de vorbă cu Mântuitorul lui. Omul acesta stătea de vorbă cu Domnul Iisus. Și la un moment dat spune în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 28, omul acesta se ridică în picioare și spune, oameni buni, nu vă temeți că un înger al Domnului căruia îi slujesc mi s-a arătat azi noapte și mi-a spus că nu va muri nimeni din locul acesta. De ce? Pentru că Dumnezeu veghează. Mai era cineva în corabia aceea care putea să aibă încrederea aceasta pe care o avea apostolul Pavel? Nu. Pentru că oamenii aceia nu-L cunoșteau pe Domnul Iisus așa cum îl cunoștea Pavel. Dar când copilul lui Dumnezeu îl cunoaște pe Dumnezeu, călătorește cu Dumnezeu și Dumnezeu este în corabia vieții lui, atunci copilul lui Dumnezeu poate să aibă încredere în Dumnezeu. Mi-aduc aminte de o situație grea din viața mea, în care Duhul Sfânt m-a înștiințat și îmi spunea despre niște vremuri care aveau să vină și erau niște valuri care se ridicau împotriva ființei mele și îmi cerea cu peste un an de zile înainte Duhul Sfânt să mă pregătesc, să-mi pun încrederea în Dumnezeu și să mă ridic deasupra valurilor ca să pot să stau în picioare. Că spunea Duhul Sfânt, dacă nu îți vei pune încrederea în mine, valurile te vor coborâ și te vor face să te scufunzi la adânc. Vedeți dumneavoastră, frați și surori, de multe ori ne gândim, Doamne, dar de ce trebuie să vină valurile împotriva noastră?
Dacă suntem copiii tăi, dacă ne-ai mântuit, dacă ne iubești, dacă vrei să ne duci în împărăția ta, de ce să mai vină valurile? Și de ce mi-ai cerut să mă încred în tine să nu mă scufunde valurile? N-ai tu putere peste valuri? Ba da, n-ai tu autoritate peste natură? Ai autoritate, dar totuși încerc mie să mă încred în tine. Frați și surori, încrederea în Dumnezeu este un mare lucru. Pare un lucru simplu să te încrezi în Dumnezeu. Da, toți credem în Dumnezeu, ne încredem în Dumnezeu. Dar realitatea pe teren ne arată cât de mult ne încredem noi în Dumnezeu. Când se îmbolnăvește copilul și doctorii nu mai au ce să-i facă și te pleci pe genunchi ca tată și ca mamă și strigi către Dumnezeu și spui: Doamne, eu știu că Tu poți să Te atingi de copilul meu. Când se întâmplă situații financiare, economice grele și nu vezi portița de scăpare, în momentele acelea avem noi capacitatea aceasta să ne încredem în Dumnezeu? Pare simplu încrederea în Dumnezeu, dar știți că este un lucru atât de adânc să te încrezi în Dumnezeu? Dacă nu se încredeau în Dumnezeu, martirii care au fost sfâșiați de fiare nu puteau să treacă dincolo. Dacă nu se încredea în Dumnezeu, Daniel nu putea să se închine lui Dumnezeu cu fereastra deschisă când a venit porunca împotriva închinării. Dacă nu se încredeau în Dumnezeu, oamenii de-a lungul veacurilor nu erau gata să plătească un preț pentru credința lor. Și mă uit poate la noi în această dimineață. Cât de gata suntem noi să plătim un preț al încrederii noastre în Dumnezeu? Și spuneau frații de multe ori, și ieri se spunea cu ocazia anunții care a fost în mijlocul nostru, fraților, dragostea, și aș adăuga credința, încrederea în Dumnezeu, nu este o emoție pe care ne bazăm salvarea noastră. Astăzi mă simt bine că am dormit bine, cred în Dumnezeu și îl iubesc pe Dumnezeu. Și mâine, pentru că plouă mai tare și este înnourat și vântul a bătut și n-a putut să mă odihnesc, parcă credința mea mi se clatină, vedeți? Credincioșii lui Dumnezeu, ei își bazează credința și încrederea în Dumnezeu pe o alegere, pe o poruncă din partea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta îl are Dumnezeu ca pretenție din partea noastră. Se scoală Domnul Iisus și ceartă ucenicii: puțin credincioșilor, unde vă este credința? Unde vă este încrederea în Dumnezeu? De multe ori în contextul încercărilor se vede credința noastră și se vede încrederea noastră în Dumnezeu. Când nu mai putem să facem ceea ce am făcut, când poate ușile acestei adunări se vor închide din nou în viitor, când poate nu vom mai putea să fim împreună, cum va fi încrederea noastră în Dumnezeu? Eram cu tineri la Orilia și Duhul Sfânt vorbea la un moment dat într-o slujbă: o, poporule, dacă ai vedea tu vremurile care stau să vină și dacă ai vedea tu cum veți fi risipiți și împrășteați unii față de alții, cât de mult ai prețuit momentele acestea de har? Și stau și mă gândesc, frați și surori, cine știe ce aduce viitorul? Cine știe pe unde va îngădui Dumnezeu să meargă corabia vieții noastre? Dar în momentele acelea, cum vom sta noi cu încrederea în Dumnezeu? Mă gândesc la Apostolul Pavel când corabia a fost luată de vânt și a pierdut ținta spre care vreau să meargă spre Roma și au fost duși în voia vântului. Știți că în voia vântului era Dumnezeu care veghea? Știți că Dumnezeu a călăuzit înspre insula Malta pentru că acolo vrea să facă o lucrare? Pentru că acolo era unul Publius și avea un tată care era bolnav de friguri și Dumnezeu vrea să se îndure de el și să-l vindece. Și barbarii aceia trebuiau să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și poate nu știa nici Pavel, nu știau nici ceilalți, dar Dumnezeu îngăduie o furtună să ia corabia, să-i dea o direcție neînțeleasă din minte omenească, într-un loc, într-o insulă nevizitată, unde trebuie să pătrundă cuvântul lui Dumnezeu. Unde Dumnezeu trebuie să-și proslăvească numele. Știți că de multe ori se întâmplă că Dumnezeu îngăduie valuri în viața noastră și ia corabia familiei noastre și o duce în locuri în care nu le vrem. O duce în locuri în care vărsăm multe lacrimi. Și mi-aduc aminte de o situație din viața mea în care mă întrebam: Doamne, de ce trebuie să trec prin această încercare și nu s-ar fi putut să fie evitată? Mi-ar fi plăcut să fie altfel. Și Duhul Sfânt îmi spune: bărbatule, ai să cobori un nivel și ai să mai cobori un nivel și ai să mai cobori un nivel. Și de acolo, de jos, unde nu o să mai vezi nicio șansă de scăpare, de acolo te voi ridica eu, Dumnezeu, care am puterea. Și îngăduie Dumnezeu. Noi am vrea să umblăm pe culmi înalte. Noi am vrea să mergem din putere în putere, pentru că este o dorință biblică. Dar îngăduie Dumnezeu furtuna. Îngăduie Dumnezeu când ni se testează credința și încrederea în Dumnezeu. În momentele acelea, poți să spui încrederea în Dumnezeu? Poți să mă încred în Dumnezeu? Doamne, ajută-ne Tu la lucrul acesta. Să știți că valurile vin, dar să știți că valurile
nu au puterea să sfârșească cu viața noastră. Pentru că în corabia noastră, când există Domnul Iisus, El are putere și autoritate. Este Domnul Domnilor și este Împăratul Împăraților, gloria să-L împodovească. Și să mai întâmplă, frați și surori, un lucru tare frumos și interesant. Știți dumneavoastră că atunci când Dumnezeu ne îngăduie să trecem prin valuri și prin încercări, ne uimește atât de mult și ne mărește în mintea noastră imaginea despre Dumnezeu, el rămâne la fel mare. Și spunea la un moment dat fratele Oni într-o altă împrejurare, dacă stai departe de un munte, îți pare mic, dar cu cât te apropii de muntele acela, devine tot mai mare, devine tot mai mare. Și nu se mărește muntele, nici nu se micșorează muntele, dar prin faptul că te apropii de el, el crește tot mai mult în ochii tăi. Dumnezeul nostru e mare în veci de veci. El are toată puterea în cer și pe pământ. Problema este că noi, dacă stăm departe de el, nu ne încredem că Dumnezeu are putere să lucreze. Nu ne încredem că el poate să ajute în problemele noastre. Însă când Dumnezeu îngăduie valurile în viața noastră și ne scoate biruitori și ne dovedește că viața noastră este în mâna Lui, atunci ca și ucenicii de odinioară, plini de uimire, spunem, Doamne, cine este acesta de ascultă de El chiar și vânturile, chiar și marea? Cine este Dumnezeul acesta care poate? Că nu mai știam unde să alerg, că nu mai știam la cine să apelez, a venit Dumnezeu și m-a scos cu braț puternic și biruitor și omul se îmbărbătează în credință și ajunge pe o treaptă mai aproape de Dumnezeu și spune, da, îl slujeam pe Dumnezeu, cântam lui Dumnezeu, făcea slujbă la templul lui Dumnezeu, ca Samuel de odinioară, făcea slujbă, dar spune cuvântul Domnului, cuvântul Domnului încă nu-i fusese descoperit, nu-l cunoștea personal pe Dumnezeu. O, și poate cât de mulți dintre noi sau dintre tineri care suntem în locul acesta, îl cunoaștem pe Dumnezeu, dar într-un mod poate teoretic și nu așa mult practic. Să știți că Dumnezeu îngăduie în viața fiecărui dintre noi încercarea și problemele, nu ca să ne dărâme, nu ca să sfârșească cu viața noastră, dar ca să ne aducă mai aproape de El. Ca să ne arate că Dumnezeu este un Dumnezeu care se implică în viața practică. Nu este un Dumnezeu care rămâne duminică la adunare, plecăm în treburile noastre luni, marți, miercuri, joi și vineri, ne vedem de viața noastră și duminică îl găsim înapoi pe Dumnezeu. Nu. Noi când începem ziua, trebuie să o începem cu Dumnezeu. Noi când muncim, trebuie să muncim cu Dumnezeu. Noi când facem orice facem, spune cuvântul, cu cuvântul sau cu fapta, să facem totul spre slava lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta îl face omul care știe că Dumnezeu este alături de el. Care s-a înțeles cu Dumnezeu să meargă la drum. Așa cum spunea profetul Amos. Care călătorește împreună cu Dumnezeu. Și poate spune ca apostolul Pavel. Am încredere. Am încredere. Apostolul Pavel credea în Dumnezeu, dar avea și încredere în Dumnezeu. Mă rog în această dimineață ca Duhul Sfânt să ne binecuvinteze, să ne ajute să ne punem încrederea în Dumnezeu. Frați și surori, vremurile care stau să vină nu vor fi vremuri ușoare pentru poporul lui Dumnezeu, pentru că noi așa am vrea. Să vină răpirea, să ne ia de la sarmale, de la cozonac, de la mititei și de la suc, că ar fi tare ușor pentru noi. Însă, eu cred că vremurile care stau să vină vor fi vremuri în care Dumnezeu va trebui să-și curăță mireasa. Vor fi vremuri în care Dumnezeu va trebui să-și pregătească poporul. Și atunci se prea poate că Dumnezeu poate nu va vorbi așa cum vom vrea noi. Mi-aduc aminte când se înceapă pandemia, spunea fratele Andrei că Duhul Sfânt vorbise și spunea anul acesta va fi un an deosebit pentru că în deosebire de ceilalți ani în care Duhul Sfânt vorbea, cuvântul Domnului va fi diferit. Vedeți, Duhul Sfânt spunea că vrea să dea daruri în care fiecare să prindă legătura aceea cu Dumnezeu și să vorbească cu Dumnezeu. Noi ne bucurăm să fie daruri profetice, de descoperire și spunem, Doamne, lasă-le. Dar ce spuneți ca fiecare dintre noi din locul acesta să aibă darul acela de a prinde legătura cu Dumnezeu și de a auzi vocea lui Dumnezeu? Știți că lucrul acela ne face să avem încredere în Dumnezeu? Când vine încercarea, când poate se închide biserica, când poate nu mai putem să fim împreună, Doamne, ce facem acum? Și Duhul Sfânt să șoptească, să-ți vorbească. Nu-i nimic, pleacă-te pe genunchi, roagă-te înaintea mea, stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu ca să fii biruitor. Și aceea este încrederea în Dumnezeu. Avem noi încredere în Dumnezeu? Poate știm foarte mult teoretic despre Dumnezeu, dar mă rog în această dimineață, Doamne, mărește-ne credința, mărește-ne încrederea și ajută-ne prin încercările vieții să nu cârtim.
E ușor să ne lăsăm furați și să vorbim. Însă să ne dai puterea aceasta ca lui Iov, de odinioară să spunem, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, care veghează asupra noastră și ceea ce se întâmplă, se întâmplă doar prin acceptul lui Dumnezeu. Pentru că mai spun și lucrul acesta, iubiți frați și surori, perspectiva lui Dumnezeu nu este viața aceasta pământească. Perspectiva lui Dumnezeu este eternitatea. Dumnezeu, mai mult decât vrea să mă facă pe mine bogat pe pământul ăsta și sănătos de plin sau știu cum, Dumnezeu mai mult decât atâta vrea să mă mântuiască. Și pentru că vrea să mă mântuiască și vede că adesea tendința mea omenească este să mă lipesc mai mult de lucrurile acestea pământești, mă îngăduie într-o furtună, mă îngăduie în valuri, nu de alta, dar ca să văd că viața mea este atât de plăpândă și să mă ajute să-mi pun încrederea în Dumnezeu să pot trece și peste valul acesta. Și mă rog din toată inima ca bunul Dumnezeu să călătorească cu fiecare din noi, să fie în corabia vieții noastre, să fie ca Domn și ca Mântuitor. Și când este Domnul, Domn și Mântuitor, vreau să spun și lucrul acesta, frați și surori, ucenicii nu se ceartă între ei, ucenicii nu se bat, nu se aruncă în apă unul cu altul. De ce în vremea aceasta familiile sunt atât de atacate, bărbații nu se mai pot înțelege cu soțiile, nu se mai pot iubi, nu se mai pot suporta, părinții nu se mai pot înțelege cu copiii și parcă se aruncă unul pe altul afară din barcă. Oare este Domnul Iisus în corabia aceea? Unde este Domnul Iisus în corabie, frați și surori? N-are voie să pătrundă nici divorț, n-are voie să pătrundă nici o altă stare, nici lucruri tensionate între părinți și copii, ci trebuie să fie o bună armonie. De ce? Pentru că Hristos este Domnul Păcii. Amen. Și unde este Hristos, acolo trebuie să fie pace, acolo trebuie să fie unitate, acolo trebuie să fie înțelegere și ochii tuturor trebuie să fie îndreptați înspre acela care este la cârmă. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Am vrut să închei, dar mi-a venit în minte un alt gând care vreau să vi-l spun. Eram odată la rugăciune și anul trecut și Duhul Sfânt vorbea vis-a-vis de vremurile care stau să vină și ne înfățișa așa ca pe un vapor care mergea și cum mergea liniștit și lucrurile păreau liniștite, la un moment dat, după o cotitură, s-a stârnit o furtună, au început să se arunce săgeți, pietre, au început să bată valurile și toată situația s-a schimbat. Și era interesant că spunea Duhul Sfânt în vedenia aceea, fiecare care mai de care încerca să pună mâna pe cârmă, încerca să dea o direcție, încerca să meargă, încerca. Și Duhul Sfânt spune așa, toată lumea să se plece pe genunchi, că la cârma corabiei stă Dumnezeu. La cârma corabiei veghează Domnul Iisus. Frați și surori, e adevărat. Vor veni poate vremuri grele, sau poate sunt vremuri grele pentru unii care sunt familiști. Însă ceea ce trebuie să facă și cred că Duhul Sfânt spune la fiecare, pe genunchi la rugăciune, că la cârmă stă Dumnezeu. Când se roagă corăbierii, atunci Dumnezeu aduce pace. Atunci se înțelege soțul cu soția, atunci se înțeleg părinții cu copiii, atunci este pace și armonie și atunci corabia iese biruitoare din valuri. Doresc în toată inima, corabia familiei mele, corabia dumneavoastră să fie biruitoare și să ajungă la liman, la țălmul ceresc. Amin.